Vicleană și micul cocoș. Vicleana, renumita vulpe roșcată, căuta de 2 zile de mâncare și nu găsise nimic. A avut noroc în ziua aceea, găsi o gaură în gard, se furișă în cotețul găinilor și prinse un mic cocoș. Numai că găinile speriate au început să cotcotecească. Auzind hărmălaia, veni în fugă nevasta stăpânului și îl chemă și pe acesta în ajutor. Hai repede că a intrat vulpea în cotețul găinilor și a înhățat deja o pasăre. Acesta împreună cu slugile și câinii de vânătoare o luară în urmărire pe vulpe. Oamenii o cărau din toți rărunchii pe vulpe, iar câinii de vânătoare nu se lăsau nici ei mai prejos, fiecare dintre ei vrând să o prindă. Ce fel de vulpe ești?" spuse micul cocoș șmecher. Îi lași să te ocărească așa de tare și nici măcar nu le răspunzi? Auzi câinii cum se laudă fiecare că te prinde?" Vicleana, fiind atinsă în orgoliul ei, se întoarse ca să le riposteze urmăritorilor. Blegilor, nu sunteți voi în stare să mă prindeți, de-abia alergați. Dar spunând astea, deschise gura să vorbească, iar micul cocoș îi sări din gură și îi zbură în primul copac și până în vârful lui nu se opri. Mândru nevoie mare că a reușit să o păcălească de acolo, îi spuse vulpii. Tu ești bleaga, prinde-mă dacă poți, hai urcă, unde pleci? Râdea de ea dând din creastă. Vicleana, în schimb, era mai preocupată să scape de urmăritori, așa că nu se mai uită la cocoș. Fugi rușinată și nu se opri până la vizuina ei.